Mai întâi de toate zic lăudați să fie Domnul, fiți binecuvântați de Domnul toți cei ce vă vedeți, cei nu vă vedeți și dacă în seara aceasta a poposit în casa voastră cuvântul lui Dumnezeu, fiecare cuvântul Domnului să vă cerceteze pe toți. Amin. Amen. We want to bless you, all of you that we can see, those that we cannot see. And if the word of God is entering in your homes, may the Lord bless each and every one and help you understand it. Cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să citesc tot Psalmul 16, să spicuim câteva cuvinte din el și mă rog ca Domnul ca să ne învețe, să ne dea un cuvânt de înțelepciune, de descoperire din cuvântul lui și să fie folositor pentru sufletele noastre. So with God's grace, Brother Alexandru has chosen today Psalm 16. He will read it all and I'll read it afterwards in English. And may the Lord help us understand a little bit about what is written. Am să citesc tot Psalmul 16 și spune că este o cântare a lui David și cuvântul Domnului ne mai învață că Domnul se coboară în mijlocul laudelor și David îl lăuda prin psalmul acesta cu o cântare și spune versetul 1 începând, păzește-mă Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oameni evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, tu îmi îndrepți sorțul meu, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorț. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clat. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Amin. Amen. I'll also read Psalm 16, where it says, preserve me, O God, for in you I put my trust. O my soul, you have said to the Lord, you are my Lord, my goodness is nothing apart from you. As for the saints who are on the earth, they are the excellent ones in whom in all my delight. Their sorrows shall be multiplied who hasten after another God. Their drink offerings of blood will not offer, nor take up their names on my lips. O Lord, you are the portion of my inheritance and my cup. You maintain my lot. The lions have fallen to me in pleasant places. Yes, I have good inheritance. I'll bless the Lord who has given me counsel. My heart also instructs me in the night season. I have set the Lord always before me. Because he is at my right hand, I shall not be moved. Therefore, my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope, for you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Amen. Până aici a fost cuvântul tău. Acum chem numele tău, Tată. Este cuvântul tău peste ființele noastre. Te rog să mă întărești și pe mine, Doamne, și să lași ca Duhul tău cel Sfânt să cerceteze inimile noastre, Doamne, să ne ajut să ne le deschidem înaintea ta și prin Duhul Sfânt să vorbești fiecărui suflet în parte. Fără tine nu pot să fac nimic. De aceea chem numele tău, în numele lui Iisus, îți mulțumesc, Tată, că m-ai ascultat. Amin. Yes, this is your word, Father. We pray that you bless Brother Alexandru, bless myself in translation, so we can understand your word, and we thank you for blessing us. Amen.
Vedem din primul verset, spune David, ne aducem toți aminte că este un împărat. Și aș vrea să împărtășesc câteva cuvinte cu dumneavoastră care pe mine m-au cercetat, să spunem așa, în versetele acestea de la început, din Psalmul 16. Și David spune, păzește-mă, căci în tine mă încred. You see, David was a king, and we see how he spoke, "Preserve me, O God, for in you I put my trust." Și așa să ne punem în seara aceasta toți întrebarea aceasta. În cine ne încredem noi? David era un împărat. David nu se încredea în bogățiile lui, David nu se încredea în împărăția lui și el spune și nu se încredea ca orice împărat putea să aibă toate gărzile și cred că avea toate gărzile, că era împăratul lui Israel, avea gărzi de corb lângă el și totuși el spune, păzește-mă Dumnezeule, căci în tine mă încred. We see David being a king, he had many people on his side, but yet he asked God to protect him because God is the one he trusted. Singurul în care trebuie să ne credem, să ne credem în Dumnezeu, pentru că este singurul care ne poate păzi, care ne poate ocroti. Amin. So he's the only one that we need to trust because he's the only one who can preserve, who can protect us. Amen. El era un domnitor, era un împărat și totuși are puterea să se recunoască și să zică, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Unde alegi? Unde cauți fericirea? Fericirea este în Domnul. Fericirea este când îl ai pe Domnul lângă tine. David, even though he was a king, yet he said to the Lord, "You are my only joy. Where are you looking to find joy? Joy you can find only in the Lord." Observați de la început, deci el este un împărat, el este domnitor, domnea, avea gărzi, avea gardă de copi și el cere ajutorul de la Domnul ca Domnul să-l păzească, n-avea încredere în nimeni, el credea că Domnul este singura lui fericire și mai departe spune în versetul 3, Sfinții care sunt în țară, oameni evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Even though David, King David was a king and he had everything, he had his own people, he had protection and everything, but yet he said, "I trust in the Lord." In verse 3, he says that the saints that are on the earth are his pleasure. Și cred că și atunci în vechime, cum și astăzi, cred cu toată tăria că Dumnezeu are sfinții lui și poate nu erau la curtea împăratului, poate nu erau acolo, dar în țară spune sfinții care sunt în țară, sfinții copiii Domnului care sunt răspândiți astăzi pe tot pământul acesta, să facă Dumnezeu ca oameni evlavioși care să fie toată plăcerea noastră, să iubim. El era un împărat și el iubea Sfinții, sfinții, copiii Domnului, pentru că sfinții se închină Domnului Dumnezeului lui Israel. You see, even at that time, there were saints on the earth. Today, there are saints on the earth, and the saints are the excellent one in whom David has delighted. We also delight in the saints of the Lord. Ca orice împărat, acum, ca orice președinte, ca orice om care are putere, poate vei fi tentat să iubești pe ala care îți slujește ție mai aproape, să-ți iubești garda ta de corp, să iubești pe alții, să te încrezi în ei. Și totuși, sfinții care sunt în țară sunt cea mai mare plăcere pentru mine. So Vedeți, dumneavoastră, ce iubea el mai mult, ce iubim noi mai mult. Nu vrei ca, dacă n-ai pus preț pe sfinți care sunt astăzi răspândiți pe tot pământul, să pui și tu preț pe ei? you see, it's very easy to love those that do something for you, that love you. We see David is the one that loved those, the saints. And what do you love more here on earth? Don't you also want to love the saints of the Lord? Merge mai departe și spune, Domnul este partea mea de moștenire. Vedeți dumneavoastră, mă gândesc și dacă am închide ochii și
ne-am închipui să fim noi în locul lui David, să fim un împărat al lui Israel, am avea o moștenire, am avea toate, poate la picioare. Și totuși, el, partea lui de moștenire era Domnul, pentru că în Domnul se încredea, pentru că l-a chemat de la început pe Domnul. So you see, David was a king. Everything was under his feet. He could have had everything. Yet, even though he was a king, he said, "Oh Lord, you are the portion of my inheritance and my cup. You maintain my lot." De dumneavoastră, un împărat ca David, el se recunoaște înaintea lui Dumnezeu, el crede că numai el îl poate apăra, el face din el, din Domnul, face singura lui fericire și când spune toate lucrurile acestea, când iubește sfinții, când iubești sfinții, iubești altarul, iubești casa Domnului, îl iubești pe Domnul. So, you see, even though he was a king, he surrendered his life to God. He decided to allow God to protect him, to be with him. He loved the saints of the Lord. And when you also love the Lord, Ajunge să cânte, pentru că spune, e o cântare a lui David și în versetul 7 vedem acolo că el spune, eu binecuvintez, el binecuvânta pe Domnul în cântare și spunea, eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește că până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. so if you love the Lord, then you also will sing like David, because we see in verse 7, he says, "I will bless the Lord who has given me counsel. My heart also instructs him in the night season." Pentru că când faci din Domnul turnul tău de a scăpare, când faci din Domnul turnul tău de a te post, când îl iei pe el ca scut și pauză, ca pavăză, poți să spui atunci, eu te binecuvintez pe tine, eu te binecuvintez pe tine și atunci Domnul îți dă îndemnul, îți dă vise de la el noaptea, te cercetează și vorbește și stă cu tine de vorbă. When you make the Lord your refuge and strength, then He gives you the heart to sing to Him, to strengthen you. Even at night, you talk to Him and He talks to you. Și atunci poți să ai ochii deschiși, ochii minții deschiși și să crezi că credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd și atunci ai putea să spui plin de încredere, plin de nădejde că când îl am pe Domnul, când îl am pe Domnul la dreapta mea, eu nu mă clatin. Chiar dacă tu nu-l vezi fizic lângă tine, Domnul este la dreapta ta și nu te clatin. So when you have the Lord and you're full of joy, and then your foot will not stumble, will not shake. Vedeți, dumneavoastră, l-a luat de la început, Doamne, nu vreau ca să mă păzească gărzile de corp, nu vreau să mă păzească aceștia, pentru că cum mă păzești tu, nu mă păzește nimeni, pentru că oriunde merg eu, mă păzești tu, când faci din Domnul turnul tău, încă o dată, repet, și de adăpost, și când îl chem pe el să te păzească, când chem numele lui, el te păzește, el îți umple inima de bucurie și sufletul tău se odihnește în liniște și în pace. So King David, he did not trust in his bodyguards, in his army. He wanted to trust in the Lord. Wherever he wanted to go, he knew that God is the one that he was able to trust, to follow him and protect him. El putea să se încreadă în oricine, putea să, ca un împărat, putea să poruncească, putea să aducă, putea să-i se aducă toate. Vedeți, dar el a stat singur cu Domnul, a cugetat, Doamne, și a făcut o rugăciune Domnului, i-a cântat Domnul, Doamne, dacă tu nu mă păzești, ei nu mă pot păzi, chiar dacă sunt gărzile mele, sunt oameni peritori, dacă Domnul nu păzește, dacă Domnul nu te ocrotește, nu ești nimica. Even though David was a king, he could have had everything under his feet. He could have just given instruction to people, the people who give him everything. Yet he separated himself and stayed and talked to the Lord. He said, "Lord, if you do not protect me, no one will be able to protect me." Vedeți, el a înțeles că trebuie să vină la Domnul, s-a smerit înaintea Domnului, a cerut ajutorul, l-a recunoscut pe Domnul. Așa
dorește sufletul meu, ca toți cei care auzim cuvântul, dacă poate nu ne-am încredut pe deplin în El și n-am cerut ajutorul și paza Lui, să ne încredințăm pe mai departe, să încredințăm sufletele noastre, casele noastre, tot ce avem, să le încredințăm în brațul Lui, că ce încredințezi în brațul Lui Dumnezeu, nimic nu se pierde și El are putere să păzească. We also need to put in God's hands ourselves, our family, our loved ones, everything that we have. Because when we put everything in God's hands, He has the power to protect us. He has the power to be with us always. Când faci toate lucrurile astea, poți să spui cu putere și cu încredere că tu nu vei lăsa sufletul meu în locuința morții și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. De ce? Pentru că l-ai încredințat în brațul Marelui Creator care m-a creat, care te-a creat și pe tine, care a creat cerul și pământul cu tot ce este pe el. And if you do all these things, then you also will be able to say, as David said, therefore my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope, for you will not leave me. Și David în încheiere spune, și îmi vei arăta cărarea vieții, căci înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. El ne arată calea vieții, pentru că El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și Domnul facă ca să ți se lumineze și ție mintea, să-ți arăte calea vieții, dacă nu ești pe calea vieții, să te pună pe calea vieții și să te bucuri împreună cu sfinții care sunt în țară. Amin. So he concluded his prayer with verse 11, where he says, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. You also need to pray like that, to ask God to show you the path of life if you are not. If you are on the path of life, then rejoice in the Lord, in the presence of the Lord, because it's the fullness of joy in his presence. Amen. Amen. God bless you. Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Alexandru și Domnul să ne binecuvânteze în continuare. Amin.